Peisajul Săriști, totul joacă dublu sau nimic. Diana din Slatina joacă dublu sau nimic în această dimineață împreună cu noi în deșteptarea. Bună dimineața, Diana! Bună, Diana! Bună dimineața! Hei! Ce mai e pe la Slatina? Veselă. Cu emoții. Slatina? Ei, dar lângă Slatina mai este Slătinela, a? Mai Slătioara. Este o... Slătioara, da. Știam, mă, Luca. Luca se uită la mine. Ia, uite-mă că nu știai. Am crezut că nu știai diminutivul dar corect. Dar există vreo localitate care se cheme cu Nela? Slătinela? Serios, adică... De la ce am plecat? Braga di Rinela? Și era o glumă, evident. Luca, bună dimineața. Salut, Vlad. Bună dimineața. Ce mai faci? Stai că e și Diana cu noi. Mai povestește-ne câte ceva, Diana. Ce mai e prins Zlatina? Zlatina Ibrahimovic. Să fie vreme frumoasă. Frumos, bravo. Las că vine ploaia cu șica. Cu ce te ocupi tu acolo în Zlatina? Director de vânzări. Ce vinzi? Zine doar ce vinzi. Tot ce poate. În construcții. Materiale? A crescut piața de rupt, a? Da, da. Și la voi se construiește în neștire, așa? Cum adică în neștire? Cam București. Însă din asta trăiește, adică nu e în neștire. Da, acum ce vrei să spunem? Ești pe partea greșită a problemei. Și la voi se construiește mult? Și bine. Da, da, da. Slavă Domnului, da, ziceai. Tot orașul. Bravo. E de bine. Foarte bine, bravo. Da, avem un director astăzi, practic, la dublu sau nimic. Să rămână șefa. Diana, avem 200 de euro pentru tine, nu avem mai mult. La prima întrebare. La prima întrebare. La a doua o să dublezi, mergi la 400, 800 și 1600. Da, iartă-mă, n-am reținut, ești la birou acum sau acasă? Nu, acasă. Dacă era la birou, era altceva. Păi venea, ai șefa la concurs. Și i-ai convocat pe băieți și pe amploiați printr-un Zoom repede? Pe bunica mea mai degrabă. E bine, foarte, e foarte bine. Să rămână. Cum o cheamă pe doamna? Lidia Popescu. Să rămână, doamna Lidia. Doamna Lidia, să fie într-un ceas bun, să o ajutați. Bine, Diana. Avem 6 secunde pentru fiecare răspuns corect, sper eu. Diana, multă baftă, începem și așteptăm răspunsurile de la tine, da? Da. 200 de euro. Pentru un director de vânzări. În Slatina. Hai, treci repede peste întrebarea. Ne-ai și jenă, da, hai repede. Diana, spune-ne, te rugăm, da, ce este trufa, o trufă? O ciupercă. Aoleu, frate. A, noroc cu mamaie. Stai că mi-ai dat o emoție. Să rămână, mamaie! Să rămână, mamaie! Să rămână! Trufă. Este foarte... cu o cultură generală foarte vastă. Păi, e foarte bă, mă uit. Ciupercă, Diano. E poată, ciupercă. 200 de euro pentru mamaie dimineața asta. Și mai e și nasul cățelului. Ce zice, ce zice mamaie? Nu mai zice nimic. Cred că a zis ceva. Te-a enervat-o că n-ai știut de ciupercă. Dar țin-o pe lângă tine. O țin. Că te ajută. Mergem mai departe sau? Da, da. E sigură? Mama e sigură? Eu aș vrea explicația știință. Mama e foarte sigură. Aș vrea explicația științifică. Nu înțeleg de ce. Ce nu înțelegi? Parfumul de trufe în mâncare ne face să salivăm. Ne plouă în gură. De fiecare dată, eu când toată lumea, nu știu pe nimeni să nu suporte mirosul de trufă în mâncare. De ce? De la ce? Nu înțeleg. Da, bună observație. Că, spre, nu că mă gândeam acum că spre deosebire de alte ingrediente care au gust sau miros foarte pregnant. Da. Într-adevăr, de trufe n-am auzit pe nimeni să plângă. Se plângă, da. Altele, cum e coriandru, de exemplu, polarizează. Unii nu-l suportă. În cazul meu, unii să se bucure că eu nu mă prind când sunt acolo. Nu te prinzi când nu ai trufă în mâncare? N-ai avut. Mă, la mine trebuie să scrie. Ba da. Deci ăsta are COVID, fiat. Nu, dar n-a prins trufe de alea adevărate. Dar ce-ai prins tu, mă? N-am mâncat numai la Ciorlei și acolo aveau trufe de la fake. De plastic. Știi că există trufele alea, gen, nu știu ce, cu aromă de trufe. Am pățit eu. Da, șampon cu aromă. Acolo îl găsesc. Am dat 60 de lei pe un borcanel de la mini borcanel cât degetarul în care era o trufă într-un lichid. Și am zis, moa,
Mi-am luat lamă de rasă tainu și aiurea. Nu avea niciun gust, zice că e de cauciuc. Dar nu se ține nichid din câte știu. Așa a venit ea. Diana, iartă-ne de paranteza. Da. Nicio problemă. Am zis să se liniștească și bunica, să fie tot în regulă. Diana, 200 de euro sunt banii tăi până în momentul ăsta. Mergi mai departe la 400? Am mai zis odată că da. Stai-mă puțin, reluăm concursul. Ce vrei acum? Am reluat toată chestia asta. Iar te bagi. Diana, merge mai departe? Mai zi odată, da. Da, da. Da, asta este. 400 de euro. Poftim. Doamna director Diana, spuneți-ne, vă rugăm, cum se numește știința care se ocupă cu studiul aștrilor, al galaxiilor și al universului? Astronomie. Să oprim pe bunica. Mulțumim, doamna Lidia. Da, da. Să dai înregistrarea? E trebuie puțină viteză. Eu am auzit, pe semnal am auzit A. Da. Și a început răspunsul pe semnal. Regula e ca la basket, dacă mingea e în aer când așa sună, este, deci să pune coșul. Validăm faptul că răspunsul este luat în considerație. Acum deci vedem dacă e corect sau nu. Nu, dar am auzit doar eu, nu? Nu, am auzit și eu. Nu, și eu. Că ai zis astronomie când s-a auzit bing. Diana. Am înțeles, trebuie să fiu mai rapidă. Mult mai rapidă, Diana. Important, și bunica, adică... important e ca tu să dai răspunsul. Noi am auzit și am observat acum că bunica a dat răspunsul super din timp. Trebuia să te miști mai repede. E, nu l-a dat super din timp, nu le face să se certe acum. Că și bunica a întârziat un pic. Mama e niște zacuscă pentru după mine. După 4 secunde. Deci, Diana, răspunsul trebuie să vină de la tine. Adică tu trebuie să rostești. Ascultă atent ce zice doamna Lidia. Da. Îi dai din cap, mulțumesc. Sau dă-ne-o pe doamna Lidia la telefon, să simplificăm. Nu e bine așa, nu e bine. Pot. Deci trebuie să ne dai răspunsul în alea 6 secunde, că acum ai avut, ai fost pe limită, adică deja se auzea semnalul de pa și ai apucat să zici A. Încă o fracțiune de secundă mai încolo. Sunt foarte emoționată de asta. Mai repede. Da, măi, Diana, noi știm. Hai, felicitări, ai câștigat 400 de euro. Mulțumesc. Știu că ne luptăm în fiecare dimineață aici cu emoțiile participanților. Asta e, până la urmă, cea mai mare dificultate a concursului, că întrebările, una peste alta, rar se întâmplă să fie greuțe. Și acum, fă un sfat scurt cu bunica. Cu doamna. Da. Și vezi ce facem mai departe. Simte doamna Lidia că merge mai departe sau... Că până acum a dat două răspunsuri corecte. Doamna Lidia vrea să se oprească, eu nu știu ce să zic. Aoleu, ce simplă doamna întrebarea Lidia următoare. Doamna Lidia e cumpătată. E mai cumpătată. Eu sunt pe totul sau nimic. Fetelor v-a așa plăcut. Fetelor v-a plăcut școala? Matematica mie. Bun. Și doamna la Lidia? Nu prea. Doamna Lidia? Ea e fostă profesoară de geografie. Ma. Deci i-a plăcut școala tare de tot. Eu zic că decizia e la tine, Diana. Gândește-te, fă și tu sfatul bunicii. Uite, îți dăm câteva secunde acum ca să te gândești dacă mergi mai departe sau nu. De ce nu vrea bunica să mergeți mai departe? E cumpătată. Nu știu de ce. Ia, dă-ne la telefon. O întrebare de matematică? E, nu putem să spunem că... Na. Dă-ne-o pe doamna Lidia la telefon. Știu, puțin. Glumeam. Nu vorbesc. Vrea? Nu. Bine. E superstițioasă. Iarma secretă a Dianei. Exact. Diana, au trecut secundele. Zi. Cum facem? Mai încercăm o întrebare. Așa, este. Bravo. Foarte bine, mergem mai departe. E simplu, dar ai grijă, 6 secunde, trebuie să dai răspunsul repede. Viteză bunica. Da. Hai să încercăm. 800 de euro. A scos căștile, că i-am zis eu, am cerut o piesă după... Bine. Diana? Da. Vă concentrați? E simplă întrebarea pentru voi, sigur. Doar să vină răspunsul în timp util, da? Da. Spune-ne ce element chimic are ca simbol litera N de la Nicolae. Azot. Păi nu-i cu A?
Ce s-a întâmplat? Ce a fost să fie? Mai sunt bună și la chimie. Pe partea reală, pe partea umană nu prea. Păi stai un pic, că ne-ai zis matematică. Tu nu bei cafea, nu? Adică dimineața, Luca... Matematică era favorită. Am înțeles. Și geografie pe partea bunicii. Da, geografie am învățat de nevoie. Nu, dar ne-ai dat emoții că iar nu te încadrezi în timp. Asta este. Dacă nu m-am încadrat, nu m-am încadrat. Te-ai încadrat? Nu te-ai încadrat. De data asta te-ai încadrat ca lumea. Ce, domnule? Ce, mă, azotul nu e az? Hai că n-are, n-are niciun. Gata, domne, 800 de euro! Bravo, Diana! Bravo, Diana! Felicitări! Mulțumesc! Ai 800 de euro. Și acum stați un pic să pregătesc asta. Ia 1600... Gata, am pregătit linerul pentru 1600 de euro. 800 de euro și o mare decizie de luat. Toptani! Nu știu ce să zic. Diana! 800 de euro sună bine. Diana, ai ceva la promoție de vânzare? Ce? Materiale de construcții. Cărămizi, ce e la promoție în perioada asta? Nu știu, că majoritatea s-au cam scumpit. Majoritatea s-au... Pandemia fiată. Nu a ajutat în sensul. Noi avem o promoție în această dimineață pentru tine. 4 minute și jumătate, timp de gândire și un sfat din partea bunicii. O întoarceți pe toate fețele. Exact. Aveți 4 minute și jumătate ca să vă gândiți exact dacă mergeți mai departe sau nu. Miza o reprezintă 800 de euro. Practic ați câștigat 800, mai puteți pune 800 sau îi puteți pierde pe toți. Gândiți-vă și ne întoarcem în 4 minute și jumătate în deșteptarea pentru a vedea ce face Diana din Slatina, merge mai departe sau nu. Europa FM. 9:51 de minute, ne-am întors, suntem live în continuare și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Povestea pe scurt până în momentul de față, am plecat de la 200 de euro, s-a răspuns corect la 3 întrebări, la primele 3 întrebări, astfel încât Diana a câștigat la... deja 800 de euro. Și e mare decizie acum. Și doamna Lidia bunica. Și mai ales. Hai să vedem ce ați discutat, Diana. Cred că ne oprim aici. Dar ce ați discutat? Zim cum ați ajuns la concluzia asta. Domnule, eu mai întâi am întrebat-o pe bunica ce părere are dacă să mergem mai departe sau nu. Dânsa a zis că nu. Eu ziceam că da, dar povestește-ne tu, Diana. Pe ce motiv nu mergeți mai departe? Ca să nu-i pierdem pe ăștia 800. Ce-i mână nu-i minciună, vechi zicale românești, nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. Eu nu înțeleg de ce ar vrea cineva să schimbe o vrabie pe o cioară. Adică care-i schimbul, nu știu. De ce? E mai mare. Mănâncă mai mult. E mai multă carne. Nu, că nici cioara, nici vrabia nu se mănâncă. Cioara sigur nu se mănâncă. E o simbolistică aici. Tu. Foarte profundă. Deci dacă e mai mare, crezi că e mai bun sau ce? Bine, atunci nu da vrabia din mână pe lebăda de pe gard. Na. E ok? Nici lebăda nu prea se mănâncă. Da, nu prea, exact. Să o iau de pet. Bine, Diana, ultima întrebare. Cea decisivă pentru tine. Mergi sau nu mergi mai departe în jocul nostru? Mă opresc aici. Bravo, Diana! Eu zic că ai făcut o alegere înțeleaptă, că te-ai oprit. Să știi că și eu cred. Că am avut aici multe discuții despre această întrebare. Știi din ce domeniu e ultima întrebare? Că am zis ieri. Nu știi. Nu știi. Hai să validăm deocamdată. Ai 800 de euro, sunt banii câștigați de tine, Diana, împreună cu bunica în această dimineață. Bravo, exact. Bravo. Nu se mai întâmplă nimic, ai tăi sunt. Măcar jumate merg la doamna Lidia. Neapărat. Asta o dată. Doi, domeniul de la ultima întrebare era... Și acum te rog, doamna bunica e pe poziții? Că vine ultima geografie. Întrebare. În afara concursului. Dar să fie și dânsa atent, adică da. Ne manifestăm ca și cum am fi în concurs, da? Da, da. Doamna Lidia, ne auziți? Vă aude. Păi să zic că da, că vrem să ascultăm. Și am o rugăminte. Repetă. Așa, că ne era dor de dumneavoastră, doamna Lidia. Și am și eu o rugăminte repede către ascultătorii noștri, 0728 111 222. Dați mesaj repede cu răspunsul la întrebarea asta, dacă știți, că noi am avut o controversă aici. Ei zic că e foarte grea întrebarea. În afara concursului, a patra întrebare de astăzi. Diana și bunica și toți ascultătorii Europa FM care vor să răspundă printr-un mesaj la 0728 311 322. Cum îl chema, sau îl cheamă, pe bulldogul din desenele animate cu Tom și Jerry?
ți-a zis? Mm. Te mai lăsăm? Spike. Nu cred! Nu cred! Unica bate doba, unica bate tare, unica bate doba, cu măciucă în casă mare. Unica bate doba, unica bate tare, unica cu măciucă bate doba în casă mare. Vrem să o cunoaștem pe bravo, bunica ta. Bravo, bunica! Vrei Diana, și o poză. Diana, nu mai avem decât câteva secunde din emisiunea de astăzi. Oricum, bine că v-ați oprit, că venea târziu răspunsul. Avem o rugăminte. Diana, doar Pluto ne venea în cap. Avem o rugăminte. O să rămâi cu Marcela acum ca să discutați despre cum primești banii, lucruri de astea de organizare. Am vrea, dacă se poate, și dacă vrea și bunica și vrei și tu, dacă vreți împreună, faceți, vă rog frumos, un selfie și trimiteți-l la Europa FM ca să arătăm tuturor cine a fost bunica și cine a fost Diana, doamnele care au câștigat în dimineața asta la dublu sau nimic, de acord? Da, da. Mulțumim. Perfect. Frumos, Diana. Diana, îți mulțumim și te felicităm încă o dată. Am fi vrut să dăm mai mult din piesa asta, din păcate nu mai avem timp. Da, și le mulțumesc și tuturor celor care au dat mesaje, au venit foarte multe cu Pluto și Spike. Da, au nimerit mult de tot Spike. Pe mâine dimineață numai bine. Unui Pluto, altui Pluto. Mulțumim, toate bune. Pa, pa!